Acum 17 ani, trei băieți născuți la malul mării deveneau regii muzicii dance din România. La radio, în cluburi și discoteci nu se mai auzea decât muzica lor. Pentru prima dată după 1989, România avea niște idoli care le făceau concurență artiștilor de peste ocean. Și pentru prima dată, afișele cu Michael, Bon Jovi și Modern Talking din camerele tinerilor erau înlocuite de postere cu băieți de-ai noștri din România. Totul a început în 1997, când Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș au înființat 3 Sud-Est. Părea să fie doar una din multele trupe dance ale momentului, însă după ce primul lor album s-a vândut în peste 200.000 de exemplare, au devenit un adevărat fenomen. Toată România dansa pe ritmurile hiturilor 3 Sud-Est și Ai plecat. 3 Sud-Est pe scenă, doamnelor și domnilor, Ai plecat! Reușim să ne facem foarte bine înțeleși. Reușim prin melodiile și versurile noastre să fim ca ei. Noi spunem exact ceea ce vor ei să audă. Primul album, 3 Sud-Est, a schimbat definitiv muzica românească. Versurile mergeau direct la sufletul celor cu inimile frânte. 3 Sud-Est aveau mai mulți fani decât orice altă formație care existase vreodată în România, iar popularitatea lor a trecut rapid granițele. Au ajuns să concerteze în New York și Las Vegas. Gentlemen! For the first time in New York City, 3 Sud-Est! Regii muzicii dance au fost regi și în materie de haine. Garderobele lor, care aduceau mai degrabă cu cele ale artiștilor din vest, le-au furat ochii tinerilor. Ai plecat și multe rogi am plâns. Mă gândeam să confecționez o coroană și o pelerină. Și așa să mă plimb singur prin casă. 3 Sud-Est au rămas pe val și în mileniul 3, când au schimbat din nou fața muzicii românești, lansând moda turneelor maraton. În 2002 au cântat în doar 6 săptămâni în fața a peste 2 milioane de fani. Fenomenul 3 Sud-Est părea de neoprit. În 2008 însă, Laurențiu, Mihai și Viorel au anunțat despărțirea. Motivul a rămas un mister până în ziua de azi, dat fiind că tocmai lansaseră un nou hit. Milioanelor de tineri care le-au fredonat piesele și au trăit pe ele prima iubire, nu le-a venit să creadă că 3 Sud-Est pur și simplu nu mai există. De atunci au trecut 6 ani, în care fanii nu au încetat să spere că Laurențiu, Mihai și Viorel se vor reuni. Erau doar zvonuri și tinerii care crescuseră cu muzica 3 Sud-Est au început să creadă că, vorba unui vers al idolilor lor, le-au rămas doar amintirile. Atunci când îți va fi mai greu să te gândești la mine mereu, am să mă întorc, iubirea mea. La începutul acestui an, speranța a renăscut însă în inimile fanilor, odată cu știrea că 3 Sud-Est s-ar putea reuni. Iar apoi, Laurențiu, Mihai și Viorel au venit în studio la Măruță, unde au oficializat renașterea trupei și au lansat Emoții, prima lor piesă nouă. Ai fost acolo! Ce le rezervă viitorul băieților de la 3 Sud-Est, la anul formația ar trebui să facă majoratul, o vârstă la care majoritatea trupelor din România pot doar să viseze. Foarte, foarte mișto atunci când am produs materialul ăsta, pentru că am descoperit în echipa noastră mai mulți fani 3 Sud-Est. Vorbesc serios. Da? Da. Să-i vedem. Da, sunt pe aici, o să vedeți. Da, da, îi vedem foarte bine, ne-au făcut... De altfel, ceea ce mi se pare foarte interesant este că atunci când puneți mâna pe notele acelea muzicale să scoateți un single, este hit, e aur. Deci chiar dacă mulțumim. Au trecut atâția ani, iată că revenirea a fost în forță. Da, Viorel, te rog, pune mâna pe mine. E hit al Laurențiu și al lui Mihai, într-adevăr. Da. Și acum am înțeles că aveți și un band sau. Da, avem și un band, să-i prezentăm și pe colegii noștri dragi. La pian George Călin. Salut, George Călin. Mihai sau Stu, cum îi spunem noi. La tobe Narcis, Chiamil. Și la chitară Daris Mangal, care este din Năvodar, nu din Mangalia, cum v-ați fi așteptat. Mangal este din Năvodar. Mangal e din Năvodar, da. Ah, foarte mișto, bravo. Cum vă organizați acum? Că atunci când erați, dați-mi voie, nu vreau să vă supăr. Acum suntem mai organizați. Mai mici. Mai mici și mai tineri.
La aveți, 18 ani, așa. Așa, adică acum 2 ani. Acum 2 ani. Aveți o deschidere mai mare în a fugi, în a pleca în turnee prin țara, avea cântări. Acum se stos cu familioane, cu... Na, cu vrei acasă, să zicem cu... un secret? Ia zi. Nici acum nu stăm acasă. Vorbesc foarte serios. Dacă vrei să arăt agenda. Și cum să deci ați pornit? E cat concertele plin, pe jos, dacă plin. Scoate știu că e plin, dar asta e foarte bine. Dacă mă putem să zicem acum, am cea mai plăcere să ne facem puțină reclamă, să spunem datele concertelor, am face-o. Dar lucrul ăsta îl face de obicei Laurențiu. Eu sunt vocea. Pentru că tu uiți. Exact. Anunțurile oficiale. 1, 2, 3. Deci avem. Știu că avem la Amara, pe plajă, în Olimp. Da, nu contează. Nu la spun denumiri, da? Costinești, adică Amara, dacă vreți să vă zic Onești, spectacole... Onești, Făgăraș, Timiș. Tocmai asta spun, că Baia toată lumea se aștepta să aveți foarte multe concerte și iată că se întâmplă. Dacă o se împarte și se împacă viața asta de trupă, de oameni nebuni plecați în lume... Păi n-avem un control. De familie. Așa ne-am născut, de la, așa am pornit de la vârsta de 18 ani, mi se pare normal. Adică, mi se pare normal ca și acum să fie la fel. Asta dar am făcut o viață, asta facem în continuare. Și asta e meseria noastră. Și de data asta vă așteaptă acasă familiile, așa e? Da, da, bineînțeles. Da, ne așteaptă familiile acasă, e adevărat. I-am adus cu mine. Sunt aici cu mine, bine, n-o dar mai mult decât vedem. Atât, familiile voastre sunt extinse, sunt și fanii, nu parte din familiile voastre. Aveți o relație voastre foarte bună cu fanii. Da, bine, gândiți-vă acum că și noi nu mai suntem tinerei. Avem fanii... Bine, Mihai nu mai e tinerel. Eu nu mai sunt tinerel, Viorel e foarte tinerel. E, eu noi da, o să vă facem o surpriză. Eu sunt foarte tinăr. Tu ești tânăr, tu ești tânăr de mic. Da, el e tânăr de mic. Am văzut ceva în depărtări. Exact, o surpriză pentru voi. Se aud în depărtări acorduri de... Uite-mă că au venit. Bună, iau de ce surpriză. Le-am adus doamnelor și domnilor. Vezi? Da, mulțumim. Ioel? Mulțumim mult. Un cadou de la Iorel mine pentru băieți. O viață întreagă dedicată muzicii. Mihai Budeanul, o viață frumos, mulțumesc din partea fanilor. Ia uite, asta aici. Wow. Asta e cel mai important premiu din partea fanilor. Mulțumim mult. Ce frumos. Am vrea să vă pupăm, mulțumim, dar nu ne dă voie domnul de la cameră că o să stricăm cadrul. Asta dar după aia ne vă pupăm. Ce frumos, voi lasă că e înghețată. Haideți să le explicăm dacă asta pentru surpriză. Oamenii frumoși din spatele meu sunt fani adevărați 3 Sud-Est, o parte, o foarte, foarte mică parte dintre ei și au vrut neapărat să fie aici și să vină să-i vadă din nou pe băieți. Le mulțumim și foarte mult, frumoasă surpriză, mulțumim. Au venit mult din toată țara, de la distanțe foarte mari și vă mulțumesc foarte mult că ați venit, știu că vă bucurați că-i vedeți, puteți să și pupați dacă vreți. Acum, da, sigur. Acum în direct. Acum să le pupăm. Atenție, urmează pupăturile. Iată în acest moment la Laurențiu se pupă. Masa și dansul puțin mai încolo. Asemenea. Uite, pupăcios, uite, 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 uite. Mihai, iată Mihai. Stai, Mihai în direct se pupă chiar acum. Eu așa să facem pași mici, dar mari. Deci se pupă în acest moment. Pupați-l și pe Cabral. Pupați-l și pe Cabral. Mihai, iată în acest moment se pupă Cabral cu Andreea. Iată, gata, ne-am pupat cu toții de... Și să vedem și bannerul cu sigla 3 Sud-Est. Hai să vedem și bannerul. Stimați telespectatori, ce se întâmplă în direct. Eu știu poza asta moment de foarte mult timp. Vă rog să și mie. La ce te uitai, mă, individule? Acolo? Da, la ce te uitai? Mă striga cineva. Ah, în momentul ăla. Era la geam. Era la geam. Și... Mihai, gata, masă. Stai puțin că sunt la o ședință foto. Mihai, lasă sesiunea foto. De unde glumele astea cu mâncarea și cu masa cu tine? Ceva de genul ăsta, știi? Am zis. Cum? De unde e glumele astea cu masa, cu mâncarea? De unde? De la Viorel, pentru că are restaurant. E cateringos, Viorel. Deci, catering continuu. Un fel de catering continuu, așa și... Doar pe cap pe curcani. Da, da. Am înțeles. Și de asta e rezultatul. Asta era ideea, da, știi? Ați revenit și ați tăvălit topurile cu o singură piesă. Continuați da, cu și cu alte piese sau vă relaxați din nou? Da, da, evident că da, vom continua în septembrie, următorul single. Bravo, mă bucur. Mai știți coreografiile? Oh, ah, bineînțeles. Vreți? Păi, vreți să vă rupem scândurile aici? Vreți să intrăm în... La ce te referi? La greutate? Nu, la dansuri, că vă facem multe pire de greu. Bine, atunci vă invităm aici alături de noi și alături de voi să rupem scândurile. Să ne arătați coreografiile. Dar să sară scândurile în aer, da? Exact. Stați cu trofeele în brațe, da? Mulțumim mult pentru trofee și chiar acum vom cânta. Am aflat că-i mai rău fără tine.
tine. N-au trecut nici măcar două zile. Ce dor nebun mă face iar să te sun. Sunt al tău, dar nu-mi e teamă să spun că am emoții. Iubire n-am fără un gram de emoții. Emoții. Ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Tu pentru mine. Ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-mi spun ce sunt tu pentru mine. După furtună apeline, războaie, pace vine. Eu cu tine, eu fără tine. Dar mai sărac sunt fără iubire. Atâtea cuvinte spuse de tine mă fac mereu să sper. În viața am pierdut, am și câștigat, dar am rămas la fel. Emoții. Iubire n-am fără un gram de emoții. Emoții. Ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Tu pentru mine. Ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să spun ce sunt tu pentru mine. Îți amintești tu și eu. Prin ploaie ne plimbam. Zi de zi fericiți. În brațe ne strângeam. Și nici o grijă n-aveam. Nu am cuvinte să-mi spun ce sunt tu pentru mine. Ai fost acolo când te-am vrut. Ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-mi spun ce sunt tu pentru mine. Emoții. 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 Emoții.